silinții, străduinții acestui Ioan Doncev, din forțele, din materialele, din situația lui materială, el a susținut țipărirea acestei cărți. Este originală cartea, o păstrăm, știți, și încă mai este importantă pentru faptul că el credea că dacă o trimite imperatriței Rusiei, poate ea va fi tipărită. Și o trimite cu autograf. Ați fixat? Iată, uitați-vă aici, este autograful. Iată, puteți să-l fixați. Ea, imperatorul Velicistul, adică Maria Alexandrovna, îi trimite în amintire cartea aceasta de la Doncev, i-o trimite imperatriței. În speranță că va fi editată. Dar n-a fost să fie lucrul acesta. Sigur că consecințe a avut de suferit. Eu vreau să vă spun că el a avut îndrăzneala aceasta mai mult din cauza că avea legături cu cei de peste Prut, dar dincolo de Prut se unise Moldova și cu țara românească. Era mica unire de la 1859 și legăturile erau într-un fel mai consistente. Și atunci, sigur că am mai luat de acolo materiale una alta. Dar consecințele, sigur că sunt nefaste pentru dânsul. El a fost eliberat din serviciu, așa, și a murit în sărăcie, pentru că toți banii au cheltuit pentru editarea. Dar în școală n-a intrat, că nu i s-a permis. Dar cum de s-a păstrat? Perioada sovietică? Nu, cartea este adusă de către scriitorul nostru Ion Druță, de la Moscova, a adus-o și a dăruit-o muzeului. Iată de ce o avem noi, cartea aceasta.